Pietonală Eugen Doga a fost aglomerată astăzi. Zeci de oameni au venit să aducă un omagiu limbii române. Aceștia spun că limba pe care o vorbesc este sufletul unui popor, iar copiii au avut parte de surprize pentru poeziile recitate în limba română, au primit premii și autografe de la scriitori. Și dacă cât mai este și Bresel, e fiindcă n-am uitat cine sunt el, e fiindcă am vrut a fi într-o locație. Moldova noastră începe la Carpați. Este ziua limbii române, îmi pare că e ziua mea de naștere, să zic așa. Mare importanță. Am emoții când așa, am emoții, mai ales când aud orice cântec, care patriotic, de la un alt de Teodorovici, alte, am emoții până lacrimi. De acum scriu clasicii, poeții noștri care minunat au formulat importanța limbii pentru orice popor, cum ar fi una din variante că este osul gândirii, existenței și osul sufletului din noi. Limba română pentru mine este importantă de când mă știu. Atunci, cu toate că învățam limba moldovenească, dar întotdeauna tindeam și întotdeauna știam că limba este română. Este suflul nostru, este respirația noastră și este un tot întreg. Și însă și limba română o să ceți permanent cu Republica Moldova. Pentru mine limba română semnifică patria noastră, limba noastră maternă, ceea ce ne-am născut și este foarte important pentru fiecare din noi, pentru că prin asta noi arătăm ceea ce suntem. În programul dedicat Zilei Limbii Române, organizat de municipalitate, s-au regăsit și activități pentru copii. Aceștia au recitat poezii și s-au ales cu premii și autografe din partea scriitorilor Iulian Filip și Vasile Romanciuc. Avem în viața noastră lucruri sfinte, datori suntem să le păstrăm, să le cinstim, căci fără țară, mamă, limbă, neam, la ce ne-ar trebui să mai trăim?